Liber după 4 cu Bianca Ioan. Filmele cu vrăjitoare ajung să fie adevărate momente de deconectare pe care să te poți baza. Raționamentul este simplu, într-o lume din trecut te poți pierde mai ușor, realitatea va fi suspendată și orele trec altfel. Probabil așa se întâmplă cu scenariile bine scrise, iar filmul Hellboy exact asta promite. Un scenariu bun în regia lui Neil Marshall menit să suspende 120 de minute de realitate în sălile de cinema. Actorii Mila Jovovich, David Harbour, Ian McShane, Daniel Day-Kim sunt protagoniștii Hellboy, iar filmul a avut de curând premiera în cinematografele din România. Pelicula este încadrată la mai multe categorii, printre care acțiune, aventură și fantasy. Povestea ne trimite în perioada evului mediu, iar subiectul din mijlocul acțiunii este axat pe ideea destinului omenirii, între distrugere și salvare. În încercarea sa de a li se împotrivi unor vrăjitoare medievale lipsite de scrupule și dispuse să folosească farmece vechi de mii de ani pentru a-și atinge scopul final de a distruge întreaga omenire, Hellboy ajunge în Marea Britanie, unde trebuie să le înfrângă pe consoarta lui Merlin și regina Nimue. Însă confruntarea dintre bine și rău se transformă într-o luptă mult prea periculoasă și sângeroasă, care nu numai că riscă să genereze o mulțime de victime colaterale, dar poate să provoace chiar și sfârșitul lumii, un deznodământ pe care Hellboy încearcă să-l evite cu orice preț. Ne reîntâlnim în Hellboy cu personaje iconice din lumea vrăjitorilor odată cu apariția lui Merlin, subiect des folosit în producția cinematografică, fie pentru seriale, ori filme artistice. De altfel, e interesantă perspectiva lui 2019 despre perioada medievală, cu reținerea că nu documentarea istorică asupra numitului secol întunecat este în prim plan aici, mai degrabă parcursul unei idei despre începutul și sfârșitul lumii, despre trădări și iubiri, despre război și pace. Liber după 4 cu Bianca Ioan. Un proiect Impact FM regional și iașinoraș.ro.